Incident cu ambulanța în capitală. Autospeciala se afla în misiune când a fost lovită în plin de o mașină care nu i-a acordat prioritate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Sfârșit cumplit pentru un tânăr de 29 de ani, acesta a fost decapitat de un cablu în timp ce se plimba cu schijetul pe lacul unei balastiere în Arad. Polițiștii au deschis o anchetă de amploare. Forțe de ordine suplimentare la malul Mării pentru a împiedica pe turiști să intre în apă în stațiunile unde a fost arborat steagul roșu. În ultimele 6 zile, 5 oameni s-au înecat în mare și 2 sunt dați dispăruți. Vorbim și despre fenomenul care intensifică arșița și prelungește canicula. Câte zile la rând vom avea peste 40 de grade resimțite, aflăm de la meteorologul Silviu Grigore. El spune că a plecat de la locul accidentului deoarece a crezut că a lovit o pasăre sau o vacă. 7 persoane, inclusiv un copil de 6 ani, au fost ucise și peste 100 au fost rănite după ce o rachetă rusă a lovit o piață centrală din orașul istoric Chernihiv, din nordul Ucrainei. Un tânăr de 29 de ani a fost decapitat într-un accident în timp ce se plimba cu un schijet pe un lac din Arad. O femeie care era alături de acesta a fost și ea rănită. Începem jurnalul cu acestea, dar și alte subiecte. Drogat a intrat cu mașina într-un grup de pietoni la ieșirea din stațiunea 2 Mai. 2 tineri au murit pe loc. Celor 9 turiști înnecați în Marea Învolburată în această săptămână li se alătură alții într-un val de tragedii pe litoral. Un turist s-a înnecat aseară la Costinești, alți 2 sunt dați dispăruți. În toiul verii, hotelierii de la munte au scos deja la vânzare pachete pentru sărbătorile de iarnă. Tragediile vin în valuri pe litoral. În București